Magistrații maramureșeni au dat câștig de cauză societății de salubrizare din Baia Mare în procesul intentat de drusal primăriei Baia Mare pentru recuperarea sumelor de bani datorate de municipalitate pentru serviciile prestate între 1 octombrie și 31 decembrie 2015. Administrația locală a pierdut procesul după ce Tribunalul Maramureș a admis acțiunea operatorului de salubrizare și a obligat primăria la plata unei sume de circa 2 milioane de lei. La acestea se adaugă cheltuiel de judecată în valoare de 19.000 de lei. Magistrația au respins în schimb cererea agentului economic privind obligarea primăriei la plata penalităților de întârziere. Decizia a fost pronunțată în ședință publică în 12 aprilie, cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.